cheia inimii. Și vei să găsești cheia inimii ele. Și vei să deschizi inima și să o primești în viața ta. Dar pentru ea, sentimentul acesta este ceva complicat, tare complicat. Ea se încălcește în labirintul gândirii. La gândirii. Gândirea ei este atât de complicată. De ce să spui posibil în loc de imposibil? Dar ce este oare imposibil? Posibil este un cuvânt. De ce să fii nu vreau? Decât să spui că vreau, îmi doresc. De ce să spui nu? Când ai putea spune da? Și oricât de... Și tu speri, tu crezi, tu dorești și aștepți și ai răbdare. Dar tu ai răbdare că într-o zi vei găsi cheia inimii. E cheia inimii. Și vei deschide inima. Și ea te va primi cu brațe deschise în viața ei. Și așa că, da, tot speri și speri, treci timpul și ești trist. Dar ce este ușor? Crezi că să primești pe cineva în viața ta, să fii cineva lângă tine, este ceva ușor. Este ceva atât de complicat. Însă, e ceva atât de frumos. Așa că, de obicei, lucrurile care îi faci greu, pentru care suferi, cum este și acest sentiment, dragostea, pentru atunci cu adevărat ești fericit, după ce ai parcurs niște pași pe care trebuia să-i parcurgi, dar tu nu-ți opri pașii spre ea. Și într-o zi, într-o strâmtoare, într-un loc mai strâmt, imposibil va deveni posibil. Și vei găsi cheia inimii ele, ei. Și ea îți va da accept în viața ta. Și ea îți va face parte din viața ta. Și ea va face parte din... Și ea va fi... Și nimeni nu va putea fi împotriva ta sau împotriva voastră. Nimeni nu va putea pune piedici, ci tot va fi o armonie, tot va fi bucurie, tot va fi iubire. Și speranța ta pierdută va fi și vei acoperi-o cu bucurii, cu comori și ceea ce simțiți voi, unul pentru altul, mai ales, va fi cea mai frumoasă și strălucitoare comoară din viața voastră. Așa că cheia inimii. Am găsit cheia inimii! Oprire înregistrare videoclip.